m-a pitat, într-adevăr, ca un, e un personaj viu și ăsta sunt, adică mai, mai dinamic și care am o dorință, o țintă. El a luat de la mine probabil starea asta așa de ca Mercur, pe miști. Om a început să povestească la un moment dat că mi se tot cerea buletinul la fiecare colț într-o noapte în care am înțeles că se ducea la o mormântare sau așa ceva și n-am pus să povestească mai cu atenție. Ăsta cu cerea buletinului era un adevărat tic nervos al statului polițienesc și cred că n-a dispărut între timp. I-am povestit deci întâmplarea la care scriitor a fost impresionat și zice, domnule, îmi dai voie să scriu după acest ce mi-ai povestit o proză? Și am zis, da, și atunci când am văzut prima dată proza ca atare, la prima lectură, undeva mă identificam cu personajul și, sigur, multe lucruri au fost puse în gura mea cât eu nu le-aș fi putut spune. Nu eram eu nici chiar așa un personaj, cum să zic, dezinvolt. Nu eram un timid, dar nu eram chiar așa curajos. Ce foarte interesant este cum a reacționat el după ce a aflat că, mă rog, mica lui întâmplare a făcut obiectul unei schițe, după ce i-am cerut acordul, el mi l-a dat în scris și eu l-am băgat în carte, cumva și-a asumat, dincolo de existența lui reală, și-a asumat cumva și această existență suplimentară de personaj a proze semnate de Mircea Nedelciu. Și chiar mi-amintesc că la un moment l-a oprit pe stradă pe profesorul Cohmăniceanu să-i spună, știți, domnul profesor, eu sunt personajul Murivale din proza lui Nedelciu, care a citit-o alaltă seară la Cenaclu. Inutil să vă spun că profesorul a fost destul de uimit să întâlnească pe stradă un personaj pe care, despre care auzise citindu-se cu 3 zile înainte. Nu vreau să stau mult, domnule, cu personajul ăsta. El este un personaj chiar și în realitate. Existența lui este o existență de personaj mai degrabă decât de persoană reală. El a făcut un fel de personaj care trebuia să trăiască, să aibă viața lui, ca orice personaj de carte. Că e inspirat dintr-o realitate, e foarte bine, dar... Este neplăcut cumva pentru autor să își întâlnească personajul. E un fel de obligație de dialog atunci când, practic, dialogul s-a încheiat. Nu mai există niciun fel de dialog. Acum, Laura, așa, să nu mă mai confund cu acel personaj. E o bucată dintr-o vreme a vieții omului.